Foarte mulți credincioși au urcat astăzi la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, situată în Pasul Tihuța, la cota 1200. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram la altarul de vară din curtea așezământului monahal. Ierarhul a adresat credincioșilor prezenți și un cuvânt de învățătură. Această preocupare de creștere, de educare, de formare a tinerilor este binevenită. Și cele trei instituții care fac lucrul acesta, le știți dumneavoastră. Părinții, școala și biserica. Sau să le luăm în ordine, părinții, biserica și școala. Părinții cresc, le dau cei 7 ani de acasă, dar strădania lor, munca lor trebuie să fie îngemănată cu munca preoților. Nu numai faptul că îi botezăm, că îi cuminecăm, îi de ajuns, nu îi de ajuns. Trebuie să avem grijă ca pe copilași, să-i catehizăm, să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu. La sărbătoarea hramului din acest an a fost lansată la finalul slujbei o monografie a așezământului monahal, realizată de părintele duhovnic Gavril Horț, sub îndrumarea părintelui profesor Alexandru Moraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. E o monografie minunată. Merită să o citim. Felicitări, părinte Gavril. Și ceea ce menționa părintele este extraordinară prezența frăților voastre astăzi aici. Pentru că și înmulțiți rugăciunea și împodobiți sărbătoarea. Călugării și măicuțele s-au ostenit an de-a rândul prin tot felul de greutăți până ce s-a ridicat biserica veche, construcția clădirilor și mai ales au simțit stâncile acestea cu rugăciunile, cu eforturile lor ca să fie spre folosul și al propriului suflet, dar și pentru credincioșii care urcă de fiecare dată, cum ați venit și dumneavoastră astăzi la hramul Sfintei noastre mănăstiri. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele a fost înființată în 1928, dar a fost închisă în 1960. Abia în 1995 a fost reînființată ca mănăstire de maici la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania.